Dacă sunteți fermier și aveți în gospodărie porci și alte animale domestice, fiți atenți la pesta porcină. În țară au început să apară primele cazuri de deces în rândul animalelor din cauza acestei boli. Așa că autoritățile românești fac pregătiri să intervină prompt în cazul în care situația s-ar înrăutăți. În județul Cluj, de exemplu, în aceste zile se face simularea unei intervenții în cazul unei suspiciuni de îmbolnăvire cu peste porcină clasică. Vă întrebați cum se fac simulările? Exact ca în cazul unei suspiciuni reale. A fost sacrificat un porc dintr-o gospodărie, iar o echipă de medici din cadrul Direcției Sanitar Veterinare Cluj a prelevat probe de sânge și organe de la animalul sacrificat. Carnea a fost apoi distrusă. Aici se recoltează gambioni, limfonodurile, există zone de elecție obligatorii care constituie zonele din care se prelevează probe în vederea diagnosticului. Probele prelevate sunt duse în laborator și examinate atent, spun specialiștii. Acest exercițiu de simulare are rolul de a stabili anumite măsuri care trebuie luate de către Direcția Sanitar Veterinară împreună cu toate celelalte instituții care sunt implicate în combaterea bolii. Prin acest exercițiu de simulare stabilim măsurile care trebuie implementate pentru combaterea bolii. Doresc să vă spun că la nivelul județului Cluj am făcut acest exercițiu de simulare pe un porc domestic ce provine dintr-o exploatație non-profesională. În urma sacrificării s-a suspicionat pesta porcină clasică, fapt pentru care s-a demarat acțiunea de suspiciune a bolii. Odată stabilit diagnosticul, se trece la aplicarea primelor măsuri. În cazul în care s-ar confirma un caz de pestă porcină, conform planului de măsuri, se intervine imediat în exploatația de proveniență, unde toate animalele din specia suină vor fi ucise și trimise către unitatea de neutralizare și se vor aplica măsurile. Se stabilesc două zone, zona de protecție și zona de supraveghere. Se oprește circulația animalelor, se face dezinfecția totală a exploatației, precum și a anexelor din jur. Medicii veterinari spun că pesta porcină nu afectează omul, dar efectele economice sunt devastatoare într-o gospodărie, deoarece decesul animalelor este sigur. Omul poate fi însă purtător al virusului pestei porcine și astfel boala se extinde cu ușurință. Specialiștii spun că pesta porcină nu are tratament, așa că le recomandă celor care dețin animale să anunțe imediat medicul veterinar de care aparțin dacă în gospodăria lor apar decese în rândul porcilor.